Salutare, dragii mei iperbeci! Facem astăzi etalarea pentru luna iunie, pentru toți cei cu soare, lună, ascendent, descendent sau ce aglomerație de planete mai vreți voi în berbec. Dacă tu ești berbec sau cunoști pe cineva din zodia berbec, ești binevenită sau binevenit la masa mea. Și haideți să vedem împreună care sunt energiile, care este rezumatul lunii iunie pentru voi, scumpii mei berbeci, și ce ar putea să apară. Bun, haideți să începem. Am ales un pachet de cărți roz pentru voi, nu știu, așa am simțit eu. Roz, roșu, parcă e culoarea voastră, parcă așa vă simt eu pe voi în perioada asta. Și zice așa, numărul 11, schimbarea se va petrece peste noapte, într-un moment neașteptat. Ceva se schimbă foarte, foarte rapid. Oare cu ce o avea legătură? Ce se schimbă foarte, foarte rapid? Ce așteptați voi să se întâmple? Schimbarea asta la ce se referă? Ceva ce se tot repetă, deci o situație repetitivă se oprește dintr-o dată, lucrurile încep să se schimbe, ceva se termină. Repetiția asta se pare că va lua sfârșit. Un capitol, poate al vieții voastre, ceva ce se tot repetă, numărul 26. Și cea de-a treia carte, da, tu ești un lider înnăscut, întotdeauna ai fost. Tu ești un lider înnăscut și trebuie să dovedești asta. Pentru unii dintre voi este posibil chiar să fiți promovați la locul de muncă. Pentru alții dintre voi este posibil să fiți într-o situație în care trebuie să dovedești cât ești tu de bun ca și lider. Sau bun, bineînțeles. Numărul 11, numărul 12, deci imediat după schimbare, da, 11-12, apare schimbarea, iar apoi apare această carte care arată că tu trebuie să dovedești acest lucru. Să-ți dovedești puterea, să-ți dovedești capacitatea de a conduce. Ok, dragă berbecuț, ia să vedem ce ți iese ție. Uite ce ne-am înșirat aici. Bun. Tu, profesor, marele preot. Dar vezi tu că în cărțile astea marele preot nu mă duce cu gândul la căsătorie neapărat, mă duce cu gândul la un fel de profesor, un soi de profesor. Poate că este momentul ca tu să înveți pe cineva ceva, să deslușești o anumită situație, pentru că aici vezi tu în spate, este o tablă plină cu formule pe care numai tu le înțelegi. Poate că este momentul să le explici și celorlalți lucrurile care sunt mai greu de priceput, să zicem așa. Și pe care tu le controlezi destul de bine sau le știi destul de bine. Deci, clar, luna iunie pentru tine s-ar putea să vină cu oportunitatea de a începe ceva, ceva ce n-ai mai făcut niciodată, pentru că asta mi-arată și cartea nebunului, ceva ce n-ai mai făcut niciodată, o provocare, un nou început. Întrebarea mea este, o să accepți această provocare? În mintea ta, ce o să ai? Cavalerul de bâte. Ești destul de entuziasmată, s-a entuziasmat în legătură cu toată situația asta și plin de optimism. Asta e foarte bine, dar probabil că vei mai avea și momente când condus așa de impulsivitate, de bucuria aceea că ai primit poate o propunere, da, să avansezi sau ai primit o promovare, să ai totuși grijă la greșeli. Pentru că un cavaler de bâte, dacă nu știe să se controleze, este posibil să-și arate imaturitatea și să facă foarte multe greșeli, mai ales la început. În sufletul tău văd un 7 de cupe, ești un pic așa derutată sau derutat în legătură cu alegerea pe care trebuie să o faci. Deci luna iunie, clar, la tine vine cu alegere. În trecut, justiția. În trecut, o karma ai avut aici, ceva s-a încheiat, ceva s-a terminat. Justiția arată totuși o încheiere, arată că s-a făcut dreptate sau nu într-o anumită situație, că lucrurile au fost puse în balanță, că ai stat și ai analizat la rece, rațional, anumite lucruri.
sau pur și simplu vine cu un contract care s-a terminat, iar acum apare acest nou început. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre zona profesională, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o cerere în căsătorie, de exemplu, sau pur și simplu decizi tu și partenerul să vă mutați împreună, să riști din nou, să începi din nou ceva, știi? Dar este după un contract. Deci nu văd pentru cei tineri, de exemplu, ci mai repede văd pentru cei care deja au trecut prin o căsnicie, să zic așa, sau un concubinaj, pentru că unii mi-ați sărit odată în cap că da, dar n-am fost căsătoriți. Eu nu zic neapărat, când vorbesc despre căsnicie, căsătorie, nu vorbesc neapărat despre acte. Vorbesc despre faptul că ai locuit împreună cu acea persoană 20 de ani și dacă n-ai avut acte, sau ai locuit împreună cu acea persoană 5 ani. Știi? Cam asta văd aici. În viitor, ce apare? Uite o transformare, uite cum se transformă lucrurile. În cazul în care ești o energie feminină, s-ar putea ca în viitorul tău sau luna iunie să fie foarte importantă, pentru că din punct de vedere amoros, ar putea să întâlnești pe cineva foarte asemănător cu tine. Sau să întâlnești o persoană care te completează, te completează din multe puncte de vedere și s-ar putea să-ți unești destinul cu această persoană. Acum eu mă întreb de ce apare șaptele ăsta de cupe în sufletelul tău, ce nu-ți combine, ce nu-i bine acolo. Cum vezi tu situația? Ești cuprins așa de pasiune, ești cuprinsă de dorința aceasta de a avea un nou început și cred că îți place, pentru că este ceva ce te motivează într-un fel sau altul. Ce mai văd aici? Ce vine din exterior către tine și avem soarele, o mare, mare bucurie. Păi dacă e această propunere și dacă o accepți și dacă nu o accepți, totuși ai satisfacția aceea că cineva te vede bine, dacă cineva apreciază ceea ce tu faci, ceea ce tu oferi, și atunci, logic, că apare o bucurie din exterior. Numai puțin. Ok. Frica sau speranța ta, regele de monede. Oh, ce tare aici. Deci pentru cei care au de-a face cu o relație, da, cu regele ăsta de bâte, de ce ți-e teamă aici de regele ăsta de monede? Ca și teamă, regele de monede poate fi o fostă relație, da? Un bărbat pe care, sau o persoană pe care tu ai avut-o în trecutul tău și ți este teamă să nu se întoarcă sau să nu te vadă cu altcineva, ți este teamă de o reacție negativă, probabil din partea acestui om. Pentru alții dintre voi, acum dacă vorbim despre ce-ți dorești, da? Ca și dorință, regele de monede s-ar putea să fie faptul că tu îți dorești ca acest rege de bâte, această persoană care nu de mult a intrat în viața ta sau na, această persoană care ești, să devină oficial soțul tău. Pentru că sunteți încă în energia aceea de a tatona terenul, da? Încă tatonați terenul, încă vedeți ce se întâmplă, încă tu te gândești că el este un aventurier, poate, încă te gândești că este un cavaler de bâte care tot vine și pleacă și tu îl vrei mult mai statornic în viața ta și probabil că de aici energia asta, da, de confuzie. Dacă vorbim despre dragoste, deci puteți să adaptați citirea asta și din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere amoros, pentru că mă duc așa, pendulez așa între cele două lucruri, pentru a cuprinde, da, o gamă cât mai largă. Și aici tu, aici ești tu, regina asta de bâte, frumoasă, strălucitoare, este energia ta. Avem un triunghi amoros în unele cazuri, posibil, dar nu neapărat. Mai repede aș spune că tu îți dorești ca acest om să se maturizeze un pic, da, cel puțin din punct de vedere emoțional văd că dorește un bărbat matur. Ok. O să pun așa câteva cărți sau o să clarific, dar vreau să clarific cu Lenormandul. Nu știu dacă o idee e chiar extraordinară, dar nu știu, astea mi-au sărit așa în ochi. Ia să vedem. Și punem așa pe fiecare situație. Lucrurile s-ar putea să se schimbe. Marele preot. Marele preot și soarta. Este ceva sortit aici sau o persoană
Marele preot și crucea asta mai poate însemna o, cum să spun, o căsătorie religioasă sau o persoană care slujește, este în slujba bisericii. Cavalerul de bâte se referă aici la un drum, la o călătorie, mai văd un drum, o călătorie pentru unii dintre voi, poate că aștepți ca această persoană să se întoarcă de la drum. În sufletelul tău, în sufletelul tău e o mare zarvă, dar zarva asta parcă îți place. Parcă îți place cumva, pentru că ești așa, parcă îmbătată sau îmbătat de aburi, ești ai, ai iubirii cumva. Soarele, ai soarele de două ori. Bucurie, mare, mare bucurie pentru tine. În trecut, da, ai lăsat și ai lăsat o persoană în trecut. Ai lăsat pe cineva în trecut, posibil aici. Sau o situație, da, care n-a fost nici tocmai bună, dar nici rea. Pentru că norii apar așa. Când vin norii, da, asta arată că au fost zile și mai senine, zile și mai rele și mai bune. Discuție. Vezi, aici e posibil pentru unii dintre voi să fie vorba despre un nou început, un nou loc de muncă, un nou post. Poate că lucrezi tot în același loc, dar vei avea un alt rol acolo. Vorbește despre un nou loc de muncă. Turnul Lenormand înseamnă instituție, deci vorbim despre un nou loc de muncă. Este ceva ce o să te bucure tare mult. Văd aici o discuție cu acest rege de bâte. Vei avea parte de această convorbire, de această discuție, care probabil că o să-ți aducă soarele ăsta în suflet. Ce mai văd aici? O persoană elegantă, o persoană frumoasă, poate mai în vârstă, care are o pasiune așa pentru tine și tu știi lucrul ăsta. Da, ce ți-aduce? Soarele ăsta ți-aduce bani. Ți-aduce bani, bani, bani. Bănuți. Abundență financiară. Bun, bun, perfect. E perfect. Ce-ți dorești tu? Ia uite, regele ăsta de monede. Dragoste, inima ta este la regele ăsta de monede. Regele ăsta de monede s-ar putea să fie, da, viitorul tău soț sau actualul tău soț sau iubești aici un bărbat, iubești din tot sufletul. În cazul în care ești bărbat, probabil că vorbim despre o femeie. Și către ce te îndrepți aici? Către o mare bucurie. Tu, regină de bâte, fidelitate mi-arată aici, mi-arată prietenie, ești foarte, foarte prietenoasă. O perioadă foarte bună, văd pentru tine. Foarte, foarte bună. Bun, am zis să scot câteva cărți și de aici, deși la tine nu cred că e cazul, pentru că, nu știu, cărțile tale sunt chiar extraordinar de bune, o perioadă foarte faină, așa ca un mic rezumat, eu zic că o să ai o lună iunie extraordinară, dragă bebec, cu promovări, cu chiar cerere în căsătorie în unele cazuri, curaj, uite, dacă îți dorești ceva, cere ceea ce îți dorești. Deci asta este sfatul, ăsta e sfatul cărților, da? Fii curajoasă, fii curajos și cere ceea ce tu crezi că meriți sau ceea ce crezi tu că dorești, s-ar putea ca răspunsul să fie da. Bun. Nu că s-ar putea, e... După cum iau și mie cărțile, aș spune că e 100% da. Deci cam asta este, cam asta e treaba. Fii curajoasă, fii curajos și cere, cere ce vrei tu. Ca și zodii, dacă vă interesează și asta, pentru că pe unii dintre voi am văzut că vă interesează lucrul ăsta, văd aici conexiuni cu zodia Leu mai ales, conexiuni cu zodia Leu, cu balanță, cu taur, cu un alt perbec sau cu un vărsător și cam atât. Cam atât. Bun, v-am pupat, aveți grijă de voi, numai bine, ceau, ceau!